Înregistrarea acestei întâlniri. Sunt Gabriela Angel, pentru cine nu mă cunoaște, sunt Senior Program Manager și alături de mine se află colega mea, Loredana Luțescu, Community Manager. Ambele suntem membre în echipa Asociației TechSoup. Asociația TechSoup, iarăși pentru cine nu ne știe, este o organizație neguvernamentală. Suntem centru de resurse de tehnologie și de învățare despre tehnologie pentru ONG-uri, învățători, profesori și elevilor. Prin programul TechSoup, pe care credem noi că cei mai mulți dintre dumneavoastră îl cunosc, facilităm accesul ONG-urilor fondate în baza Ordonanței Guvernului 26 din 2000 privind asociațiile și fundațiile, la instrumente de tehnologie, hardware, software și soluții de cloud. Creăm totodată resurse de învățare despre tehnologie pentru ca oamenii din organizațiile noastre să folosească și să se bucure de toate capabilitățile pe care instrumentele digitale le au. Și să le pună în utilizare în munca de zi cu zi. Înainte de a intra în tema acestei întâlniri, dați-mi voie să fac câteva precizări de natură logistică, să spun așa. Suntem într-un Zoom meeting, ceea ce înseamnă că ne putem vedea și ne putem auzi cu toții. Și ne bucurăm tare mult să vă și vedem, chiar dacă doar virtual. Vă recomandăm să țineți microfoanele pe mute pe toată durata sesiunii, astfel încât să avem o bună experiență de întâlnire. Nu vă faceți griji, întrebările dumneavoastră au fost deja colectate, cele pe care le-am primit prin formularul de înregistrare, iar eventualele întrebări, neclarități sau dubii le veți putea scrie prin chat. Pe toată durata sesiunii, urmând ca la finalul ei, puțin înainte de ora 15, să încercăm să răspundem la cât mai multe dintre acestea. Acestea fiind spuse, să începem. Așa cum știți, săptămâna trecută, Ministerul Fondurilor Europene a publicat ghidul specific, ghid ce conține toate condițiile de accesare a fondurilor europene disponibile prin Planul Național de Redresare și Reziliență, vestitul PNRR. De aceea l-am invitat astăzi alături de noi pe Iulian Cazacu, președintele Asociației Centrul de Dezvoltare Smart, care ne va vorbi despre tot ceea ce conține acest ghid și despre condițiile pe care proiectele noastre trebuie să le îndeplinească conform acestui ghid. Asociația Centrul de Dezvoltare Smart este un ONG fondat în anul 2003, care a coordonat și implementat proiecte în diverse domenii: antreprenoriat, mentorat, politici publice, mobilitate urbană și resurse umane. Sub această umbrelă, Iulian a fondat Smart Hub Galați și Smart Hub București, prin care a ajutat peste 150 de startup-uri și organizații din toată țara să obțină finanțele de care aveau nevoie pentru a se dezvolta. Iulian este antreprenor și consultant, expert în accesarea fondurilor europene. El a studiat Executive MBA la Hull International Business School din Londra și a absolvit Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică din cadrul Academiei de Studii Economice București. Pe lângă activitatea din Centrul de Dezvoltare Smart, Iulian a fondat și este totodată vicepreședintele Asociației Consultanților din România pentru accesarea fondurilor europene, organizație care de asemenea acordă consultanță în accesarea fondurilor europene organizațiilor și întreprinderilor din România. Iulian, îți mulțumim tare mult pentru prezență și pentru deschiderea și disponibilitatea de a aduce în comunitatea ONG-urilor membre în TechSoup câte ceva din expertiza și experiența ta de lucru cu acest tip de finanțări. Îți mulțumim. În cele ce urmează, îți predau în totalitate legătura. Mulțumesc, Gabriela. O prezentare mai bună nu aș putea să fac eu. În primul rând, aș vrea să spun că sunt recunoscător Asociației TechSoup pentru ceea ce faceți. Noi suntem beneficiari sau clienți, nu știu cum se cheamă, ai serviciilor pe care le oferiți. Am achiziționat de-a lungul anilor, de foarte mulți ani, nu știu, cred că mai mult de 10. Mai mult de 10 ani suntem membri la voi, foarte multe soluții care ne-au fost de ajutor. Iată că suntem acum în pragul unei finanțări mult așteptate pentru ONG-uri. Cred că este prima, dacă nu și ultima de acest gen, pentru că PNRR-ul are o perioadă destul de
limitată și, într-adevăr, s-a permis, făcând parte din prioritățile naționale, aceste activități de digitalizare, s-au permis apeluri nu numai pentru IMM-uri, cât și pentru ONG-uri. O să fac un share screen la prezentarea mea. Este aici. Da, sper că se vede. Am sintetizat câteva elemente pe care, sigur, sunt toate publice și, înainte de toate, aș vrea să specific că asta este, nu este o poziție oficială. Noi suntem consultanți și ne place să credem că ne pricepem la a accesa și la a implementa proiecte pe mai multe tipuri de finanțări și pentru IMM-uri și pentru ONG-uri. Acest parteneriat vine în sprijinul ONG-urilor pe care le-ați invitat și se pare că sunt foarte mulți participanți, lucru care mă bucură. Vine în sprijinul ONG-urilor pentru a putea să înțeleagă modul în care pot aplica pentru această finanțare. Timpul este scurt. Am fi făcut acest webinar ceva mai devreme, dar a fost anunțată lansarea apelului fix înainte de Paști și ne-am grăbit să facem asta cât mai repede. O să trecem prin. Ok, am scris că prima dată o să facem o prezentare a Centrului de Dezvoltare Smart, o să sărim pentru că deja a fost făcută. Trecem prin obiectivele, alocarea bugetară, condițiile de eligibilitate, aceste criterii de intensitate digitală, care sunt foarte vehiculate în ultima vreme, cheltuielile eligibile, ce înseamnă implementarea și grila de punctaj, și apoi vom lua niște întrebări să răspundem la câte putem. De asemenea, există și o listă de întrebări care au fost deja trimise anterior la înregistrare. Bun. O vedem acum. Bugetul total pentru această finanțare este de 9 milioane de euro. Este relevant de fiecare dată la o finanță, la un apel de genul ăsta, care este bugetul total, ca să ne facem o idee despre câte entități pot fi finanțate. La un calcul pe o medie a reieșit că vor fi finanțate aproximativ 200 de ONG-uri. Bugetul este împărțit în două, jumătate pentru ONG-uri cu activitate economică, jumătate pentru ONG-uri fără activitate economică. Unii poate nu știți sau nu ați făcut asta. Un ONG poate presta activități economice, poate avea venituri. Diferența față de un IMM este că nu poate înregistra dividende, profit, poate înregistra, dar nu poate scoate dividende. Motiv pentru care sunt multe ONG-uri care fac asta, din diverse rațiuni, inclusiv noi, cu Asociația Centrului de Dezvoltare Smart, suntem un ONG care ne încadrăm la ce înseamnă ONG cu activitate economică. Motiv pentru care au și împărțit bugetul în două. Cofinanțarea va fi de 5% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile și în funcție de numărul de criterii de intensitate digitală care vor fi atinse, se poate accesa o anumită sumă, până la 40.000, 55.000 sau 70.000 de euro. Condițiile de eligibilitate. Aici este un checklist în care puteți verifica dacă vă încadrați, și puteți aplica. Repet, timpul este scurt, până pe 16 mai este termenul de depunere. Asta înseamnă că dacă intenționați să depuneți un proiect pe acest apel, sunt convins că unii dintre voi deja lucrează la proiect, unii dintre voi abia au auzit de această finanțare. Oricum ar fi, să știți că este timp, numai că trebuie investit mult timp pe această finanțare. O puteți face dumneavoastră sau puteți apela la un consultant. Trebuie să fie organizații neguvernamentale, înființate cel târziu în decembrie 2022. Și aici răspund și la una dintre întrebări. ONG-urile nou înființate nu pot aplica. Nu au obligații de plată nete, neachitate în termen. Asta se demonstrează prin certificatul fiscal.
au capacitatea de a asigura contribuția financiară acolo unde sunt ONG-uri care au activitate economică, asta se poate vedea din situațiile financiare. Pentru cei care nu au activitate economică, cel mai probabil se va solicita, dacă nu se depune când se aplică, se va solicita dovada că există în cont valoarea aferentă celor 5%. Nu au legătură cu industria de tutun, jocuri de noroc. Aceste sunt niște domenii excluse de fiecare dată din finanțările europene. Obligatoriu trebuie atinse cel puțin 5 criterii DESI despre care o să vorbim imediat, pe slide imediat următor. Bun. Aceste criterii DESI sunt 12. Bineînțeles că organizația trebuie să facă o analiză inițială a ceea ce are deja implementat, iar prin această finanțare ei pot atinge niște criterii DESI noi. Și o să le luăm pe rând. O să încerc să deschid și chat-ul, nu știu dacă sunt întrebări. O să pot să răspund punctual aici. Au venit deja multe. Bun. Mai mult de 50% dintre persoanele angajate folosesc computere cu acces la internet. Sunt multe ONG-uri care nu au niciun angajat. Aici se va considera unul ca număr de angajați. Pentru a atinge acest criteriu, dacă organizația nu are în lista de active niciun computer sau un laptop, poate spune că bifează acest criteriu prin achiziția cel puțin unui laptop. Și bineînțeles, în funcție de câți angajați are. Dacă are 5 angajați, poate să facă achiziția 3 laptopuri sau o computere și așa mai departe. Da, întreabă cineva dacă cele 5 criterii DESI trebuie să nu fie deloc atinse de către aplicanți. Să presupun că întrebarea e să nu le fi avut deja înainte de a aplica la finanțare. Da, așa este. Utilizează un pachet de software ERP. ERP vine de la Enterprise Resource Planning și este un pachet software complex care ajută la gestionarea unei afaceri în general și care poate fi aplicat și pentru un ONG. Părerea mea este că acest criteriu este puțin forțat pentru ONG-uri pentru că cele mai multe nu folosesc. Adică probabil că ONG-urile internaționale au deja un ERP pe care îl folosesc, dar sunt foarte puține în România care nu numai că nu le folosesc, ci nici nu au nevoie. Motiv pentru care o să se întâmple ca acest criteriu să poată fi bifat de către majoritatea. Atât timp cât va exista în buget, o linie de buget care prezintă achiziționarea unui software de tip ERP, acest criteriu va fi bifat. Deține viteză de internet de cel puțin 30 de megabits pe secundă. În principiu, cam toți furnizorii de acum livrează o viteză mult mai mare decât 30 de megabits pe secundă. Poate fi un criteriu de atins doar pentru cei care nu au niciun contract de internet pe organizația respectivă la sediul respectiv. Bun. Punctul 4. Realizarea de vânzări, cotizații, sponsorizări, donații, campanii de strângere de fonduri reprezintă mai mult de 1% din veniturile totale. Clar că sunt puține ONG-uri care desfășoară activități economice online. Acest criteriu ca și criteriul de la punctul 11, este pentru aceia care primesc plăți online. Criteriul 4 însă este mai realizabil pentru că aceia care au foarte multe venituri din sponsorizări și donații pot face asta prin intermediul site-ului, prin intermediul unui procesator de plată, astfel încât fondurile să fie încasate online. Cred că este destul de ușor de atins, având în vedere că trebuie să ajungi la 1% din veniturile totale. Utilizează IoT. Aici e vorba de niște sisteme care cuprind device-uri care se numesc Internet of Things și
E vorba de niște sisteme mai complexe, nu știu, pot fi senzori, pot fi sisteme de control la distanță, poate acces, control. Astea de asemenea pot fi, cred că pot fi bifate destul de ușor, dar sigur e aplicabil la fiecare în parte dacă le pot folosi. Ceea ce o să se întâmple o să fie multe organizații care aplică și forțează câteva din aceste criterii, chiar dacă n-au nevoie de ele. Adică eu prevăd că se vor cheltui niște bani într-un mod inutil pentru că pe unele criterii, pentru că aceste criterii desi sunt mai mult aplicabile la IMM-uri decât la ONG-uri. Însă au fost preluate la fel ca la celelalte apeluri pentru IMM-uri. Criteriul 6 și criteriul 12 se exclud, adică nu pot fi atinse în același timp amândouă. Pentru cei care nu folosesc, n-au folosit până acum, n-au niciun cont pe nicio rețea socială, pot bifa criteriul 6, adică utilizează cel puțin o rețea socială, însemnând că în timpul implementării își vor crea un cont și vor crea câteva postări și vor crea niște campanii pe acea rețea socială care poate fi Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn. Și mai sunt multe de care noi nu am auzit sau nu prea sunt folosite la noi în țară, cum ar fi Twitter. Bun. Criteriul 12 este pentru organizațiile care au deja un cont, de exemplu, și vor utiliza două sau mai multe rețele sociale. Utilizarea unui CRM, punctul 7, e utilă pentru gestiunea grupului țintă al ONG-urilor. Și aici au fost niște întrebări dacă niște întrebări legate de dacă finanțarea este doar pentru cei care au vârstnici ca și grup țintă. Nu. Nu este condiționat de care este grupul țintă al organizației. CRM-ul este util pentru organizarea grupului țintă sau al clienților sau al colaboratorilor și pentru cei care nu au deja un CRM va fi foarte util. Deci și acest criteriu cred că se poate bifa destul de ușor. Punctul 8 și punctul 10 ține de servicii de cloud computing, care sunt e fină diferența. Servicii de cloud computing sofisticate sau intermediare reprezintă acele servicii online care sunt fie platform as a service, software as a service, și aici la acest capitol ar putea intra ERP-ul sau CRM-ul. Iar cele de la punctul 10 cumpără servicii de cloud computing utilizate pe internet, adică nu sunt atât de sofisticate. Aici intră inclusiv e-mail-ul sau Gmail-ul, de exemplu, sau alte servicii mai uzuale. Tehnologia de AI, desigur, dacă este implementată în vreuna dintre soluțiile pe care le folosiți, acestea pot fi, toate aceste criterii DESI ar fi bine să nu fie văzute independent. De exemplu, dacă se achiziționează un CRM care folosește tehnologia de AI, folosește diverse algoritmi de AI, se poate puncta și 7 și 9. Punctul 11. Vânzări prin comerț electronic de cel puțin 1% din total vânzări. Aici cred că e mai pretabil pentru ONG-urile care vând produse gen artizanat sau altfel de produse și vând asta, fac asta online sau dacă nu fac deja, pot inclusiv pune în buget realizarea unui magazin online și se obligă prin implementarea acestui proiect ca 1% din total vânzări să fie din acel site. Mă întreabă cineva dacă trebuie să dovedim că nu atingem vreunul din criteriile DESI, cum facem asta. În principiu, majoritatea se văd din lista de active, adică acele computere sau laptopuri, software, pachete de software ERP sau CRM, dacă sunt achiziționate, se pot vedea în lista de active necorporale. Diferența o face atunci când sunt sub formă de abonament.
sunt și tot felul de declarații și anexe în care veți descrie situația de facto a organizației și acolo veți spune, cu toți o să fim sinceri și spunem ce avem și ce dorim să implementăm. Bun. Întreabă cineva despre cheltuielile de publicitate, da, ajungem și acolo. Cheltuielile eligibile. Cred că aici ne interesează foarte mult ce putem să facem cu banii. Un buget de, pentru ONG, un buget de 50 sau 70 de mii de euro poate acoperi multe nevoi în ce înseamnă digitalizarea. Aici, sigur, trebuie identificat acele cheltuieli care acoperă în primul rând criteriile DESI și apoi dacă sunt și altele care vin în sprijinul implementării unei soluții complete de digitalizare a ONG-ului se pot pune. Bineînțeles, echipamente TIC și periferice. Aici intră laptopuri, servere, firewall, desktop-uri, nu știu, monitoare și alte accesorii care pot fi puse pe lângă. Aceasta e o cheltuială obligatorie. Tot obligatoriu este și o cheltuială cu programe de dezvoltare a competențelor digitale ale personalului și ale voluntarilor. Asta înseamnă că un anumit număr de angajați sau și de voluntari vor trebui instruiți în ce privește competențele digitale. Înțelegerea mea este că nu trebuie să fie cursuri neapărat acreditate ANC, pot fi și cursuri informale, dar să aibă ca subiect instruirea pentru competențe digitale. Serviciile de dezvoltare de platforme și soluții CRM, achiziția de active necorporale aici sunt acele licențe care pot fi pentru server, pentru computere, licențe de Office, licențe de Windows, antivirus și altfel de programe pe care le folosiți. Noi, de exemplu, mai folosim câteva softuri de task management sau de project management, folosim software pentru transmitere de e-mail-uri, care și acela este tot o licență. Și, bineînțeles, în funcție de specificul organizației, pot fi foarte multe variante aici. 5% din valoarea eligibilă a proiectului poate fi cheltuită pentru consultanța, pentru întocmirea documentației pentru obținerea finanțării. Adică, în principiu, consultanții lucrează pe două tipuri de fiuri. Primul este pentru scrierea proiectului și al doilea este pentru implementare, care se cheamă fi de succes și implementare. 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului poate fi cheltuită practic înainte de aprobarea proiectului pentru aceste servicii. Bun. Ceea ce mai puteți face, puteți moderniza rețeaua LAN. Asta înseamnă inclusiv servicii pentru instalare, cablare, configurare. Iar dacă ne întoarcem la capitolul de hardware, acolo puteți să puneți și echipamente de rețelistică, cum ar fi switch-uri, rutere, firewall sau alte echipamente pe care le aveți, de care aveți nevoie. Există varianta în care aveți o licență software, de exemplu, pentru un CRM, și doriți să-l adaptați. În principiu, un CRM poate fi standard, dar poate fi adaptat pentru activitatea unei entități, care poate fi un ONG. Acestea sunt niște servicii care de obicei costă și firma care dezvoltă CRM-ul respectiv le poate oferi suplimentar și acestea sunt iarăși cheltuielile eligibile. Realizarea unui site de prezentare a ONG-ului, dacă acesta nu există. Partea de digitalizare a documentației pe care o țineți în hârtie și probabil pentru cei care implementează proiecte. E un volum foarte mare și este foarte util să-l transformați în digital.
Noi avem trei camere de biblorafturi pe care le, cred că de 2 ani ne chinuim să finalizăm cu partea de trecere a arhivelor de pe hârtie pe digital. E o muncă foarte anevoioasă pentru că nu e standard, sunt foarte multe dosare, să zic, atipice și trebuie scanate și grupate pe activități, pe proiecte, pe grup țintă și cei care implementează, nu știu, de exemplu, proiecte pe POCU sau pe PEO mai nou, știu ce înseamnă acest lucru. Servicii de tip cloud computing, acestea sunt cele de la criteriul, mă întorc puțin înapoi, de la criteriul 8, cloud computing sofisticate. Acestea sunt denumite software as a service, platform as a service sau infrastructure as a service. Și acestea punctează criteriul acela. După cum am spus, aici poate intra CRM-ul, ERP-ul sau alte tipuri de soluții pe care organizația le folosește, dar sunt găzduite în cloud. Un lucru important, dacă a întrebat cineva la un moment dat, nu este obligatoriu ca toate cheltuielile să fie legate de un criteriu DESI, atât timp cât dacă achiziționați o soluție separată, face parte dintr-un plan de digitalizare al ONG-ului în general. Serviciile pentru consolidarea securității cibernetice este un lucru important și pe care recomand să-l includeți. La finalul proiectului se face o auditare tehnică IT, din care va reieși cum implementarea proiectului a dus la atingerea acelor criterii DESI, care ulterior va sta la baza unei analize de către ofițerii de plată, pentru că ultima plată nu se va putea face fără această auditare tehnică IT. Pentru că acesta este un punctaj, este un document care atestă o valoare care stă la baza unui punctaj, adică numărul de criterii DESI atinse. Este foarte important ca acesta să fie îndeplinit așa cum am scris în proiect. Mai sunt niște costuri cu resursele umane implicate în managementul de proiect, eligibile de asemenea, dar nu sunt obligatorii. La acest punct a întrebat cineva dacă achiziționăm servicii de consultanță în implementarea proiectului, putem pune și costuri cu resursele umane implicate în managementul de proiect. În principiu, un ghid nu spune că este interzis. Un consultant care oferă serviciile de consultanță în implementare se ocupă mai mult de partea de achiziții și de raportare. Echipa de management de proiect face mai mult ceea ce înseamnă partea practică și implementarea in place. Nu se exclud. Oricum, costurile cu resurse umane sunt destul de limitate. Perioada de implementare a proiectului este de 6 luni și nu știu dacă au sens, dar poate pentru că unii este necesar. Bun. Ce înseamnă implementarea și sustenabilitatea? Pentru că așa sunt direcțiile programului, înțeleg că aceste proiecte trebuie să fie implementate până la finalul lui 2024. Depunerea o să fie până pe data de 16 mai, până la finalul lui mai se vor evalua, urmând ca de la începutul lui iunie să fie contractate și implementate până la finalul anului. De 6 luni. Nu e o perioadă prea lungă, dar având în vedere că nu sunt proiecte foarte complexe, cu grup țintă, de exemplu, este fezabil să fie implementate în 6 luni. Foarte important de știut este că sustenabilitatea proiectului este de un an.
Asta înseamnă că timp de un an toate investițiile pe care le veți face în cadrul implementării vor trebui menținute, inclusiv dacă există abonamente la diverse tipuri de software care au fost decontate în aceste 6 sau 5 luni cât vor fi prinse în proiect, acestea trebuie susținute încă un an după finalizarea proiectului, pentru că vor ieși din raportul de sustenabilitate de la final. La fel și numărul de criterii DESI trebuie păstrat pe toată durata de sustenabilitate a proiectului. Iar acel raport tehnic IT de care v-am spus că va fi făcut de un auditor tehnic, va certifica într-adevăr că după implementarea proiectului s-au îndeplinit un anumit număr de criterii DESI asumate. Ce se întâmplă dacă nu se realizează integral indicatorii asumați sau în perioada de sustenabilitate nu se păstrează? De regulă, există niște corecții financiare care pot fi de la, nu știu, de la 5% la 100%. Asta este într-adevăr un risc. De-aia vă și recomand ca ceea ce implementați să fiți siguri că le puteți duce mai departe în perioada de sustenabilitate. Toate aceste lucruri se văd în raportul de sustenabilitate, care e obligatoriu să fie depus în 45 de zile, începând cu anul următor finalizării proiectului. Bun. Suntem la grila de punctaj. Colega mea mai răspunde la unele dintre întrebări care sunt puse pe chat. Așa, haideți să trecem la grila de punctaj. În primul rând, evaluarea va fi făcută până la finalul lui mai. Proiectele trebuie să aibă minim 50 de puncte. Sigur că nu cred că vor fi finanțate proiecte cu 50 de puncte, dar asta este un prag minimal. Începem cu primul punctaj. Transformarea și coerența digitală. 1.1. Proiectul contribuie la creșterea nivelului de accesibilizare a serviciilor digitale furnizate de către ONG către persoanele vulnerabile. Acesta este punctat cu 10 puncte sau cu 0. Prin ceea ce implementați, e important să aveți niște măsuri care ajută persoanele vulnerabile să acceseze serviciile sau informațiile pe care ONG-ul le transmite. 1.2. Tehnologiile de identitate digitală sunt importante, trebuie să fie minim 5. Nu sunt sigur dacă nu am o greșeală aici. Revin la acest criteriu, s-ar putea să am să fie o greșeală. Erau minim 5. Trecem puțin peste el și revenim. Bun. Competențele digitale ale personalului. Peste 50% dintre angajați formați se punctează cu 5 puncte. Revin aici la ce am spus mai devreme. Dacă nu aveți deloc angajați, recomand să angajați o persoană și să faceți un curs pentru această persoană, astfel încât să puteți puncta 5 puncte aici. La fel cu voluntari. Unele organizații au voluntari sau își pot face voluntari într-un timp destul de scurt. Aici poate să fie o recomandare. Unele organizații lucrează cu voluntari, dar poate nici n-au apucat să facă acele contracte de voluntariat, dar atenție că acest lucru se probează prin contractele de voluntariat și prin registrul voluntarilor.
Acesta e un punctaj mai subiectiv, sigur. Dacă este realist din punct de vedere al graficului de activități, trebuie să fie corelări între calendar și planificarea achizițiilor. Criteriul 2.2 e un criteriu la care probabil majoritatea organizațiilor o să meargă pe maxim, adică o să estimeze că începerea achizițiilor o va face în maxim o lună de la semnarea contractului de finanțare. Pentru cei care nu au lucrat foarte mult cu achiziții, ce e important de știut este că în funcție de numărul de repere pe care le aveți în buget, poate dura și până la 3 luni, să zicem, pentru genul ăsta de proiect. Pentru achiziție trebuie făcute conform legislației naționale, trebuie făcut memoriu justificativ, trebuie solicitate oferte la minim 2 furnizori, analizate ofertele, făcute contractele și apoi furnizate produsele. Adică sunt niște etape care nu sunt de neglijat în ce privește timpul pe care îl consumă. Și atunci, mare grijă dacă la proiect, la graficul de, la calendarul activităților, veți trece că în maxim o lună începeți achizițiile, să aveți grijă să aveți un specialist în achiziții sau cel puțin cineva care a mai făcut lucrul ăsta, pentru că aici este destul de riscant. Bun. Soluția tehnică trebuie, normal, trebuie să răspundă în totalitate scopului și obiectivelor proiectului. Presupun că în evaluarea proiectelor vor fi și niște specialiști tehnici, astfel încât să poată să puncteze obiectiv aici. Vor evalua dacă soluția tehnică propusă răspunde între 80 și 100% sau între 50 și 80% sau mai puțin de 50% din investiții, de exemplu, nu sunt adecvate. Aici, iarăși, un criteriu destul de subiectiv. Solicitantul descrie modalitatea de îmbunătățire a activităților organizației și a rezultatelor în perioada de sustenabilitate ca o urmare a implementării activităților proiectului de transformare digitală. Există foarte multe, sunt multe secțiuni narrative unde e clar că suntem tentați să promitem că vom face o grămadă de activități și se vor alinia cu obiectivele din proiect, precum și obiectivele din program. Mare grijă ce scriem, pentru că în perioada de sustenabilitate se verifică faptul că ceea ce am descris că vom face, am și făcut. La fel și cu 3.2, unde se vor descrie resursele financiare și resursele umane pentru susținerea activității organizației după finalizarea perioadei de implementare. Apoi, la punctul 4, se punctează bugetul. Sigur că trebuie să fie niște costuri corelate cu activitățile propuse. Fiecare punct din buget trebuie să fie justificat cu minim două surse. Două surse însemnând fie două oferte de la furnizori. Să zicem că dorim să achiziționăm 4 laptopuri și un server. Putem să avem o ofertă de la un furnizor pe care vom fi solicitat-o în avans și putem să punem de asemenea și capturi de ecran de pe site-urile care vând echipamente cu aceleași caracteristici minime, cum ar fi de pe EMAG. Și acelea se pot considera tot surse verificabile de preț. Aici de obicei se greșește mult la acest criteriu, la 4.2, mai ales pentru că trebuie ținut cont că trebuie minim două oferte pentru niște produse comparabile și care se bazează pe niște specificații minime pe care tu le definești înainte să ceri ofertele sau să le cauți. Bun. Capacitatea de implementare.
Pentru cei care au avut experiență în implementarea de proiecte și în managementul de proiecte, ai scrie minim 3. Aici pot obține punctaj maxim de 10 puncte. Cei care nu au experiență, sigur, pot ajunge la 0. Paradoxul aici este că cei care au experiență, probabil că sunt niște organizații mai înființate de mai de mult timp și poate au deja niște soluții digitale implementate, și astfel nu vor putea aplica pentru mai multe criterii DESI, dar cele care sunt noi nu pot puncta aici, probabil că o să aibă 0 sau 5 puncte, dar pot puncta mai multe criterii DESI astfel încât să solicite un buget mai mare. Sigur că tot punctajul face diferența până la urmă. Resursele umane pentru implementarea proiectului se referă la manager de proiect, responsabil financiar și responsabil tehnic. Aceștia, chiar dacă nu îi aveți în acest moment, pot fi angajați la începutul implementării proiectului. Ceea ce puteți face însă pentru aproba faptul că dețineți resurse umane, puteți să urcați niște CV-uri care și cu o declarație de disponibilitate care pot fi luate în considerare pentru implementarea proiectului de la data, nu știu, de 1 iunie. Managerul de proiect nu trebuie să fie neapărat cu certificare de curs ANC, însă dacă nu are asta, sau cel puțin și dacă are asta nu e suficient, trebuie să, de obicei, se probează prin CV, iar acolo unde este chiar foarte important, aici nu văd că se va face o diferență așa mare. Acolo unde este foarte important la unele proiecte mai complexe, se solicită extras din revisal și contractele de muncă, acestea însumate să ateste o anumită perioadă de muncă în funcția de manager de proiect. Așa, în cazul ofertelor de la furnizori pentru abonamente de servicii online, Google Workspace, de exemplu, întreabă doamna Andreea. Cum am spus mai devreme, pot fi și la Google, se poate ajunge la pagina care arată prețul pentru serviciul respectiv, de exemplu, la Google, probabil că e $5 per user pe lună. Se face o captură la acea pagină și se include într-un document unde se pun toate ofertele primite. Cere cineva un exemplu pe criteriul 1.1. Servicii digitale furnizate către persoane vulnerabile în perspectiva competențelor digitale. Vă dau un exemplu primit tot de la un participant. A întrebat dacă se poate achiziționa un robot care este instruit sau programat să lucreze cu persoane cu autism. Ăsta, de exemplu, eu cred că e o achiziție care poate intra la acest punct, la 1.1. Unele lucruri pot fi implementate inclusiv pe site, pentru ușurința accesării persoanelor cu diverse dizabilități în a accesa informațiile. Cred, acum, sigur, trebuie analizat și care, în primul rând, care este grupul țintă și care sunt modalitățile de comunicare ale ONG-ului cu acest grup țintă sau cu publicul în general. Da, sunt foarte multe întrebări, nu reușesc să le iau pe toate. Haideți să mergem puțin mai departe și apoi trecem și la întrebări și răspunsuri. Selecția și departajarea, aici cred că v-am spus câte ceva. Pragul minim de calitate trebuie să fie 50 de puncte, adică proiectele care nu obțin, și aici vă puteți face o evaluare, proiectele care nu obțin 50 de puncte nu mai merită nici depuse. Sigur, se selectează în ordinea punctajului descrescător.
Iar departajarea la punctaje egale se face în ordine descrescătoare în funcție de raportul între cuantumul finanțării nerambursabile și media veniturilor totale din anii fiscali 2022 și 2023, însemnând că cei care solicită o sumă mai mică în raport cu media veniturilor lor totale pe ultimii 2 ani sunt punctați, nu punctați mai mult, dar sunt în ierarhie mai sus. Probabil că raționamentul este să financeze cât mai multe organizații cu cât mai puțin bani decât să financeze mai multe organizații, mai puțin organizații cu bugete mai mari. Bun. Am primit o serie de întrebări transmise la înscriere. Majoritatea sunt legate de flux financiar, care sunt pașii pentru realizarea proiectului, grupul țintă, achiziții, cheltuieli eligibile și configurație standard buget și despre consultant. Au fost foarte multe întrebări. O să răspund la majoritatea. Am notat. Fluxul financiar, într-adevăr, este important. În PNRR, spre deosebire de alte apeluri din Fondul Social European, de exemplu, aici există un instrument de cerere de transfer, care seamănă cu ceea ce se cheamă cerere de plată, dacă sunteți familiarizați. După ce ați făcut procedura de achiziții și ați identificat furnizorii, aceștia vă pot trimite factură și, practic, facturile pot sta la baza acestei cereri de transfer. Ministerul MIPE efectuează verificarea acestei cereri de transfer în maxim 10 zile lucrătoare, după care transmite banii aferenți sumelor cumulate, bineînțeles, pe aceste facturi în contul organizației și organizația, la rândul ei, are obligația ca în 5 zile lucrătoare să facă plățile către furnizori. E un instrument foarte bun și care ajută la cash flow, bineînțeles. Da. În realitate nu există verificarea în 10 zile. Tind să cred că o să facă asta pentru că e un program care trebuie, acest apel trebuie implementat până la finalul anului și de regulă se fac verificări succinte, după care se revine pe solicitarea de printr-o solicitare de clarificări dacă e ceva mai, nu știu, mai care pare neregulă. Dar ar cam trebui să o facă. De obicei, dacă nu o fac în 10 zile, se mai trimite câte o cerere de clarificare și mai se mai prelungește cu încă 5 sau 10 zile, dar mai mult de atât nu cred. Ce e important de avut în vedere este că nu știm, adică n-am găsit despre această cerere de transfer, dar o să aflăm dacă nu prin contract, dacă este necesar să fie și livrate echipamentele sau serviciile în momentul în care prezinți facturile în cererile de transfer. Pentru că dacă este așa, veți vedea că sunt unii furnizori care nu acceptă. Nu știu, mai ales pentru. Exact, da, nu. Sunt furnizori care pot livra, nu știu dacă sunt furnizori cu care ați mai lucrat de obicei și ați mai achiziționat de la ei. În principiu, o garanție, nu puteți să le dați o garanție 100%, dar prin mecanismul de cerere de plată, așa cum compar eu această cerere de transfer, mai întâi trebuiau achiziționate produsele sau serviciile, adică efectiv să fie și un proces verbal de achiziție, de predare, primire, factura și toate acestea se puneau într-o cerere de plată pe Fondul Social European, termenul era de 30 de zile. Ar ajuta la cash flow. Dacă nu o să se întâmple asta, e important să aveți în vedere că aveți nevoie de niște bani de rulaj. Nu toți banii, dar să aveți niște bani pe care să-i rulați și pe care să cereți prin cererile de transfer, să-i cereți înapoi, să-i primiți.
Dacă la depunerea proiectului ați avut oferte de la doi furnizori, nu e neapărat să lucrați cu unul dintre aceia. Bun. Asta despre mecanismul financiar. ONG-urile care n-au avut activitate pe anul în curs, da, pot aplica. Important este să fie înființate până la data din ghid. Procedurile de achiziții se desfășoară conform legislației naționale. Presupun că majoritatea achizițiilor pe aceste proiecte se vor face ca și achiziții directe. Pentru achiziții directe există un prag de aproximativ 50.000 de euro. Adică nu cred că într-un proiect va fi o linie de buget care să fie peste această sumă. Achizițiile directe se realizează ceva mai simplu, prin solicitare de oferte la furnizori, apoi cu un contract și factură. Nu trebuie folosit SEAP, de exemplu. Bun. Întreabă cineva care ar fi cel mai bun soft pentru managementul beneficiarilor. Managementul beneficiarilor se realizează cu un CRM. Aici sunt mai multe soluții. Avem și noi în grup o companie și care este partener pe un CRM de genul ăsta, se cheamă Bitrix și poate fi o soluție, dar sunt foarte multe soluții pe piață pe care le puteți folosi. Oricum, recomand să le testați înainte. De obicei, au o perioadă de trial și să vedeți dacă este ceea ce vă este necesar. De obicei, un CRM sau un ERP are atât de multe opțiuni încât e greu să le vezi pe alea care sunt neapărat utile. Bun. Poate aplica și o organizație care nu are angajați. Întreabă cineva de la Asociația Live to Save Lives dacă se pot accesa fonduri pentru dezvoltare platformă online medicală. Da, numai pentru asta, dacă sunteți ONG, numai pentru asta nu, dar prin această finanțare puteți accesa și o platformă de genul acesta. Bun, cum putem scrie un astfel de proiect în 10 zile? Pot să vă dau un link care să vă fie util. Este și termenul destul de scurt, ca și consultanți, normal că ne interesează să scriem proiecte, dar avem totuși o limitare. Nu prea am mai luat proiecte în ultima săptămână pentru că e timpul destul de scurt și preferăm să ne concentrăm pe cele pe care le avem deja contractate. Ceea ce pot să fac, aș putea să vă trimit un link. Care să vă ajute în realizarea proiectului, adică asta e un framework pe care noi lucrăm pe acest apel, de exemplu. O să pun linkul aici în chat. Se depun oferte estimative, nu trebuie neapărat să te hotărăști de acum la care este CRM-ul sau ERP-ul pe care dorești să-l achiziționezi. Așa, o să fac un share screen altul. Bun, acesta este un document pe care l-am și pus pe un link. Și are mai multe taburi. Da, să văd cum se și vede.
Nu sunt sigur dacă se vede. Da. Unul este cu documente necesare și aici puteți să... E un checklist cu ce trebuie să strângeți pentru a depune. Certificat de înscriere în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, poate fi și unul mai vechi, bilanțuri, lista de active extrase din revisal, registru voluntari. Sunt multe documente, dar cu puțină rigurozitate le puteți obține pentru că sunt documente pe care le aveți în organizație. Bun, pentru ce informații trebuie să fiți pregătiți? În grila cu punctajul asumat și explicație pentru fiecare criteriu punctat. Adică dacă luați grila, vă gândiți în paralel și cu bugetul și vă asumați un anumit punctaj ca să vedeți unde vă situați. Părerea mea este că o să se puncteze destul de sus pe această finanțare, mai ales că bugetul nu e foarte mare. Adică cred că undeva peste 80, dacă nu mai mult. Așa, acestea sunt niște chestii pe care trebuie să le punctați înainte. Grila vă ajută aici pentru a vă face o autoevaluare, grila de punctaj. Aici rămăsesem dator cu câte criterii de intensitate digitală va utiliza în plus față de numărul de tehnologii utilizate înainte de depunerea cererii de finanțare. 10 puncte pentru minim 5. Și asta ca să vă ajute să notați criteriile DESI actuale și încă un tab cu criteriile DESI implementate, ca să vedeți diferența. Și lista de cheltuieli eligibile, grupată pe un Excel unde puteți deja să vă treceți echipamentele sau serviciile pe care doriți să le achiziționați, astfel încât să vedeți la ce buget total ajungeți. Sigur, mai sunt câteva detalii pe care nu le-am discutat, timpul e destul de scurt. Cum ar fi pentru infrastructura digitală, adică hardware, se poate cheltui maxim o treime din bugetul total eligibil. Cheltuielile pentru dezvoltarea competențelor digitale pentru angajați sau pentru voluntari nu pot depăși 1.500 de lei de persoană. Se pot realiza cheltuieli pentru programe de formare de instruire privind gestionarea de platforme CRM sau ERP. Și aici iarăși este un prag, maxim 1.000 de lei de persoană. Sunt notate aici. Asta vă ajută. Sigur că probabil aveți, dar o să pun aici și linkul cu documentația din PNRR. Puțin. Pun tot în chat linkul de pe site-ul MFE, unde aveți tot pachetul de anexe, ghidul. Practic, ce am prezentat eu acum este o sinteză a ghidului. Întoarcem puțin la întrebări și răspunsuri, mai sunt acolo câteva importante. Iulian, vrei să te ajut să filtrezi întrebările și eventual să le citesc pe cele la care nu ai răspuns deja? Mă gândesc că Da, m-ar ajuta că ar fi mai eficient. așa, dacă există un serviciu pentru scrierea proiectelor pentru a fi sigur că acesta respectă toate standardele, da, în principiu un consultant, cum suntem și noi, vă poate ajuta. Putem ajuta inclusiv, adică pentru scrierea unui proiect nou, cel mai probabil nu avem cum, dar ce putem face dacă sunteți în procesul de concepere a proiectului și doriți să aplicați,
Putem să facem o sesiune de consultanță de o oră, două și să discutăm pe niște aspecte punctuale pe care le aveți de lămurit. Asta e mai probabil să poată realiza. Sunt șanse să faceți proiectul și dacă îl depuneți singuri. Am văzut o întrebare aici. Puțin optimist. Da. Întreabă de o mai sunt câteva, aș vrea să le finalizez pe acestea și le mai sunt Go câteva ahead. chestii. Întreabă cineva de o configurație standard pentru un nucleu de 3 persoane și 10 proiecte pe an. Eu aș spune așa, computere, monitoare, server dacă este necesar, acum din ce în ce mai mult nu prea mai văd sensul, echipamente de rețelistică, access point-uri, rutere, software-ul de operare pentru computere cele de Office, Windows și care sunt absolut necesare, antivirus, așa, apoi intră CRM, ERP, punctăm și aici criteriile DESI. Un site care poate conține, de exemplu, tehnologia AI, ChatGPT sau alte tipuri de tehnologia AI, conturile pe social media și cursurile de competențe digitale. Deci asta ar fi, să zicem, o configurație standard de ce e cel mai uzual pentru un ONG și care poate atinge măcar 5 criterii DESI suplimentare. Întreabă cineva dacă se poate aplica la buget redus 6 luni sau minimis 3 ani. Cred că e o confuzie aici. E un apel pentru un proiect de 3 luni. Pentru minimis e un prag de sumă care acum este la 300.000 de euro. Anumite finanțări conțin bani care intră pe acest prag de minimis. În cazul nostru intră toată. În unele finanțări intră doar anumite părți ale proiectului. În cazul nostru intră toată. Asta înseamnă că dacă mergi pe un buget de 70.000 de euro, se verifică faptul că în ultimii 3 ani, dacă ai mai accesat finanțări care au buget de minimi, să nu depășești 300.000 de euro în total, inclusiv cu acești 70.000 de euro. Bun. Dacă aplicantul are deja un ERP sau un CRM și aplică pentru o altă activitate diferită cu ERP-CRM diferit prin proiect, cum se punctează? Mă întreabă cineva de la Crucea Roșie. Dacă aplicantul are deja un ERP sau un CRM, poate include ca și cheltuială o configurare sau adaptare sau niște module suplimentare pentru aceste softuri, dar nu mai poate puncta criteriul DESI respectiv. Da, cam atât am din întrebările transmise prin formular. Eu mă uit, mulțumim, Iulian. Eu mă uitam peste întrebările din chat, la care a răspuns și colega ta de la Centrul de Dezvoltare Smart, și încerc să-mi dau seama dacă avem întrebări transmise în chat care nu au fost acoperite. Văd o întrebare de la doamna Nicoleta Neacșu legată de cheltuielile de informare și publicitate. A fost transmisă printre primele întrebări, deci la începutul Da. întâlnirii noastre. Conform ghidului, aceste cheltuieli cu activitățile obligatorii de informare și publicitate, ce derivă exclusiv din manualul de identitate vizuală privind operațiunile finanțate prin mecanismul de redresare și reziliență și care sunt definite în conformitate cu prevederile articolului 34 din regulamentul UE numărul 2021 pe 241 de instituire a mecanismului de reziliență și redresare, cu modificările și completările ulterioare, sunt obligatorii, neeligibile și vor fi suportate de beneficiar. Așa este. Doamna, de asemenea, citează și pagina 7 din manualul de vizibilitate, în care spune că în cazul proiectelor ce vizează investiții, beneficiarii pot asigura vizibilitatea și promovarea acestora prin utilizarea următoarelor instrumente: comunicate de presă, cel puțin două, anunțuri de presă, anunțuri publicitare, mape, afișe, etc.
Nu-mi dau seama dacă este o întrebare din ce am citit eu, probabil că are nevoie de o confirmare, doamna, pe care ai oferit-o deja. Cheltuielile de informare și publicitate sunt obligatorii. În cazul acestui apel nu sunt eligibile, deci vor fi suportate în întregime de către beneficiari. Bugetul alocat aici nu o să fie mare, pentru că, practic, sunt niște elemente de identitate vizuală pe care ONG-ul le va pune pe site. Poate o plăcuță la sediu cu sigla PNRR pe perioada implementării și sustenabilității. Și poate un comunicat de presă. Nu se merge atât de departe în a realiza și articole în ziare cu distribuție națională sau a face campanii în direcția asta. Adică aici mai mult de 6.000, 5.000-6.000 de lei nu aș zice că se va cheltui. Adică poate și mai puțin. Afișa 3 culori, da, uite, scrie ceva, afișa 3. Plăcuța, ei o numesc plăcuță. TVA-ul este eligibil pentru organizațiile care nu își deduc TVA-ul în proiecte. Aici sunt e o distinție între dacă ești plătitor de TVA sau nu, pentru că unele organizații sunt, dar poți să fii plătitor de TVA, cum suntem noi, de exemplu, iar în proiectele cu finanțare europeană se scoate un certificat de nedeductibilitate a TVA-ului prin proiecte. Și în cazul nostru, și în cazul celor care sunt neplătitori de TVA, TVA-ul este eligibil. Asta ajută la, sigur, când faceți bugetul să știți exact dacă puneți suma cu TVA sau nu. Doamna Georgiana Mihailovici întreabă dacă criteriul 4 se raportează la bilanțul din 2023. Puțin. Criteriul 4. Criteriul 4 din grila de punctaj, presupun, sau costurile sunt Da, nu. justificate și corelate cu activitățile propuse pentru digitalizare și costurile sunt fundamentate corespunzător nou. Nu-mi dau seama. Bună ziua! Bună E ziua! vorba de criteriul 4 în care vânzările online și sau veniturile Ah, atrase prin mediul online din criteriul DESI. licitații, Da. da? De DESI. Da. Am înțeles. Realizează vânzări, campanii de strângere de fonduri mai mult de 1% din veniturile totale. Ce cred eu este că se va raporta la perioada de implementare. Sau și sustenabilitate. Într-adevăr, o întrebare foarte bună. Nu știu dacă au menționat undeva. În pachetul de informații de pe minister există și un document cu întrebări și răspunsuri, adică întrebări transmise de beneficiari și răspunsuri transmise de minister, în timpul perioadei de. Da, din păcate ne-am uitat și în Q&A furnizate de minister, dar nu e nimic concludent acolo. Dacă ne puteți sfătui cum totuși să adresăm această întrebare, poate mai departe, să știm dinainte de a aplica, e important pentru noi. Nu știu dacă mai sunt și alții în aceeași situație. Mulțumim oricum. Raportat, haideți că am găsit. Vânzările online și sau veniturile atrase prin mediul online din cotizații, sponsorizări, donații reprezintă mai mult de 1% din veniturile totale raportate la data finalizării perioadei de sustenabilitate. Deci la data finalizarea perioadei de sustenabilitate este finalul anului 2025. Și aceste date se vor scoate din bilanț. Sper că v-am răspuns la întrebare. Da, mulțumim frumos. Plăcere.
Deci, practic, bilanțul după încheierea proiectului este cel care va raporta, de După fapt. încheierea perioadei de sustenabilitate, adică Da. încă un an după, da, cam are sens, pentru că timp de 6 luni faci implementarea și practic la finalul acestor 6 luni vor fi deja implementate soluțiile respective de vânzări online, să zicem, și atunci ai un an la dispoziție în care demonstrezi ceea ce ai propus prin implementarea proiectului. Mulțumim frumos! Plăcere! Am mai cules o întrebare referitoare la rețele sociale, Da. atât la punctul 6 cât și la punctul 12. Presupun că din criteriile DESI despre care ai vorbit la început, se menționează rețele sociale noi. Persoana respectivă întreabă dacă o organizație care utilizează 3 rețele sociale va atinge criteriul DESI 6 dacă își asumă una în plus sau deja îl atinge. Eu cred că l-atinge. Nu, eu cred că își poate asuma un criteriu DESI în plus, dacă are 3 și mai atinge încă mai își mai face un cont pe încă o rețea socială. Legat de, asta e părerea Ok. mea. Da, e ambigu asta cu acest criteriu, puteai fi făcut mai simplu sau 2 în 1. Mai e o întrebare aici, dacă avem conturi social media și am vrea doar să finanțăm campanii digitale pentru finanțare proiect, se consideră îndeplinit criteriul DESI? Întreabă doamna Ana Burtea. Nu. Nu, campaniile nu se consideră că ajută la îndeplinirea criteriului DESI, este și specificat undeva, dacă l-a întrebat și răspunsul sau un ghid. Nu campanie, ci efectiv realizarea unui profil pe o anumită rețea socială și, bineînțeles, postarea de informații. O întrebare specifică: dacă pluginurile cu plată pentru site-uri de tipul WordPress sunt cheltuieli eligibile, pot fi încadrate în aceste proiecte? Da, site-urile, plugin-urile sunt, da, pot fi Software încadrate. as a service. Nu neapărat, pentru că unele plugin-uri pentru WordPress, de exemplu, dacă vorbim despre asta, sunt cu payment one time, adică se cumpără și se folosesc întotdeauna. Unele sunt cu abonament, cum ar fi, de exemplu, plugin-uri pentru cookies. Și pentru aceea se plătesc abonament. Da, sunt eligibile. Poate intra ca și activitate. Merge trecută la îmbunătățirea prezenței online prin upgradarea site-ului, în principiu. Am văzut că ați sărit peste câteva pe care le-am pus și au fost răspunse deja și nu mi-am dat eu seama. Ați luat întrebare de la mine, mai erau două înainte. Cred că nu le-am văzut. Stați puțin să mă uit. Le-am și numerotat. Deci apare acolo 1, grila de punctare menționează ca punctaj. Ok, gata. Gata. Mulțumesc. Bun, deci am răspuns la cea cu social media, și apoi da. Grila de punctare menționează că pentru punctaj maxim trebuie ajuns la 5 criterii noi, indiferent pe ce prag de finanțare se aplică. Secțiunea referitoare la sume nu menționează termenul noi și spune că organizația poate accesa până la 55.000 de euro dacă se obligă să aibă până la finalul perioadei de implementare 7 criterii DESI. Oare care este interpretarea corectă? Este întrebarea. Da, acum am văzut în grilă, pentru că am și schimbat-o și este la punctul 1.2, câte tehnologii de identitate digitală va utiliza în plus solicitantul ca urmare a implementării proiectului față de numărul de tehnologii digitale utilizate înainte de depunerea cererii de finanțare. Da, așa e. Aparent poți accesa adică poți avea în vedere și să ai
Și să ai doar unul nou sau două noi. Stai să fac un share la... Mai puțin, să fac un share la... Aici, gata, am reușit. Da, acest criteriu pe care l-am inserit pentru că era puțin diferit înainte. Criteriul 1.2. Eu așa înțeleg că punctele Da. de referință Așa. pentru grilă sunt diferite de cele pentru praguri. Da. Logica e dacă la momentul actual îndeplinim 4 și prin proiect atingem 5 noi și vom menține pe cele 4, se consideră 9. Și asta îți dă un punctaj suplimentar în funcție de câte criterii DESI atingi suplimentar prin proiect, dar condiția este să le menții și pe cele pe care le-ai avut până atunci. Mi-ați răspuns, mulțumesc. Mai le trec repede și pe celelalte care au ratate, că le pot simplifica un pic verbal. Sigur. DESI 4 menționează clar venituri neeconomice, cum sponsorizările. DESI 11 zice numai de vânzări. Da, Asta prin poate să fie comerț electronic. invocat și de un ONG fără activitate economică. Nu, asta nu cred. N-are cum. Nici dacă își asumă să realizeze activitate economică după câștigarea Ah, ba proiectului. da. Ba da, ba da. Dacă, de exemplu, nu știu, există un ONG de meșteri artizanali, își dau un exemplu că noi am lucrat cu asociații de genul ăsta, și acești meșteri artizanali vând produsele printr-o asociație. Că de obicei nu au firmă, nu au asociație, au PFA-uri. E foarte ok, adică mi se pare acceptabil să propui prin acest proiect să realizezi un magazin online, un sistem de plată online și mă rog, îți asumi faptul că prin implementarea acestui proiect, 1% din totalul vânzărilor va fi prin comerț electronic, prin plăți online. Mi-ați răspuns, mulțumesc pe asta. La DESI 1 apare acolo para aia între angajați și voluntari. Oare aia înseamnă sau voluntar sau și voluntar? La DESI 1, mai mult de 50 din persoanele angajate folosesc computere cu acces la internet. În Angajați. regulament e mai lung și menționează și voluntarii, dacă mi-amintesc corect. Angajați voluntari, da. Da, se adună, înseamnă. Angajați și... Da. Eram tare curios cum se face referința și la asta, după că la angajații ușor ți apar în bilanț pe anul trecut, dar la voluntarii cu câți aveai în registru înainte de momentul depunerii, că voluntariatul e mai spontan, volatil la unele organizații față de angajări. Da, așa e. O să fie o chestie de asumare, dar dovedită prin registrul voluntarilor și prin contractele de voluntariat. La angajat se demonstrează prin extras din revisal și, da, prin bilanț. Și ultima întrebare, dacă știți cumva ceva și de asta, e o inconcordanță între regulament și anexa de conformitate administrativă. În regulament se menționează că o organizație e eligibilă dacă e înființată înainte de sau până la 2022, în timp ce în anexa aia zice 2021. Oare care dintre astea are... Înseamnă că e o greșeală. Clar, oarecare Referința, care e cea... ultima referință e ultimul document emis, deci presupunerea mea că în ghid, ne luăm după ce scrie în ghid. Deci ar avea prioritate față de anexă, în anexă ar avea... Bine, vă Așa. mulțumesc tare mult de ajutor și răspunsuri. Cu plăcere. Mulțumim și noi. Iulian, avem o întrebare de la domnul Adrian, de la Euroactiv, care a ridicat și mâna.
și care dorește să știe informații sau are o întrebare referitoare la departajarea în cazul punctajelor egale, conform ghidului, în ordine descrescătoare, în funcție de raportul dintre cuantumul finanțării nerambursabile solicitate și media veniturilor din activitățile fără scop patrimonial înregistrate în anii fiscali 2022 și 2023. Dumnealui spune că asta practic înseamnă că sunt avantajate organizațiile cu venituri mici, unde raportul între suma cerută prin proiect și veniturile înregistrate este cât mai mare. Nu, Dumnealui înțelege exact invers. invers. Eu așa înțeleg. Acum, într-adevăr, sunt. Deci, departajarea în ordine descrescătoare, în funcție de raportul dintre cât solicităm și media veniturilor totale. Dacă noi, dacă să zicem, o organizație solicită 50.000 de euro și media veniturilor este de 500.000 de euro, înseamnă 0,1. Iar altă organizație, dacă solicită mai mult la același nivel de venituri, să zicem că solicită 70.000, va fi 70.000, va fi cu 0,12, 0,13. Adică e clar că o să fie sub cel care solicită o finanțare mai mică. Sau invers, dacă este cineva care are venituri mai mici, valoarea raportului va fi mai mare și ordinea fiind descrescătoare va fi mai la coadă. Eu așa o interpretez. Nu știu dacă o să se ajungă la o departajare de genul ăsta. Câteodată se mai și suplimentează bugetul, astfel încât să acopere, adică la alte apeluri am văzut, astfel încât să acopere entitățile care au aplicat și au același punctaj, dacă au suficiente fonduri. Dacă sunt, nu știu, mai sunt 10 cu 70 de puncte, să dea până la limita de 70 de puncte. Dar Mă auziți? doar o presupunere. Acum da, vă Da. auzim. Scuze, am vrut un alt microfon. Salutare, Iulian, noi ne-am mai întâlnit la niște fonduri de mult de tot. Ai fost unul dintre primii mei mentori. Ideea e că eu nu sunt atât de optimist, sunt ferm convins că aici o să ducă, o să forțeze cam toată lumea cu de puncte și exact cum a fost la cu fondurile pe COVID. Fraza asta de aici a fost interpretată ulterior exact timp. Adică exact cum spui tu. Doar că acum, la cum e, dacă eu cer 100 de mii și am 100 de mii venituri, am raport 1, dacă cer 200 de mii și am 100 de mii venituri, am raport 2. Deci cu cât cer mai mult și am venituri mai mici, intru mai în față. Exact. Păi zice Deci, că da, dar zice că ordine descrescătoare. Adică. cele mai mari raporturi intră primele, nu? Asta înseamnă descrescător. Adică. Adică cât mai mare suma de cerut și cât mai mici venituri. Că alea intră la numitor, suma de cerut e la numărător. Dacă eu cer o sumă dublă, nu am raport dublu? Simplu. Sau dacă am venit jumătate. Ok. 10 lei suma cerută versus 10 lei venituri e raportul 1. Dacă solicit 2 Doi. de lei pe 10 lei venituri, este 2. Dacă sortezi la 1, 2 urmează după 1. Cel care solicită suma mai mică. Dacă am venituri, să zicem 10, în loc de 10, primul are solicită 10, are venituri de 10, al doilea solicită 10, dar are venituri de 5, e Are raportul raport 2? 2. Deci tot primul iese. Deci cine solicită o sumă mai mare Mai. sau are venituri mai mici, este mai la coadă. Nu. Este descrescător. 2 e mai mare decât 1, Iulian. Da, dar Descrescătorul asta 2 e descrescător înseamnă că e descrescător în nivelurile grilei în care se acordă punctajul. Eu așa o văd. Da. Descrescător înseamnă cel mai mare e primul. Cel mai mare e cel cu veniturile cele mai mici și Descrescător suma cea înseamnă mai mare. cel mai, eu zic că e cel mai mic e primul.
Nu, E crescător. 1, 2, 3, 4, eu sunt un șir crescător. 3, 2, 1 este un șir descrescător, de la mare la mic. Ok, dar în ce privește un punctaj, da. Același lucru l-au scris la Tobit și după aia au venit cu modificare ulterioară, dar în ordine inițial așa. Și a doua întrebare, care am pus-o tot acolo, strict din ghid, tu ai explicat cu proiectele mai vechi unde exista o cerere de plată, practic bazată pe angajamentul cheltuielilor și o cerere de rambursare, practic după ce ai făcut respectivele cheltuieli, care oricum putea fi direct de rambursare sau putea fi de plată și apoi de rambursare, din acest flux financiar din ghid, eu nu văd nicăieri că aș putea cheltui din banii mei ca să cer ulterior. Deci, strict în fluxul Da, financiar, nu apare, așa e, nu apare. face asta, a doua oară face aia, după aia cheltui banii. Și aici s-ar putea să fie, pentru că s-a mai pus întrebarea și în chat. Unii furnizori știu să aștepte, doar că acum știi că factura emisă trebuie plătită într-un anumit timp, conform legii din România, 35 de zile. Deci aici iarăși niște probleme. Unde mă aștept să vină una de ceva. Eu o să aflu de la colegii mei care au mai implementat, care au implementat pe PNRR, pe apeluri pentru IMM-uri, să văd dacă o să văd, chiar nu m-a interesat, să văd dacă această cerere de transfer funcționează în același mod. Că ce presupun este că e un instrument de plată folosit la nivelul programului. Nu e o chestie numai pentru acest apel. Posibil, da. Strict din ghid, eu nu am văzut tehnic cum pot eu Scrie. cheltui banii. Apoi să Nu cer. scrie, nu. Dar îți dă, cum să zic, îți dă puțină, îți face viața mai ușoară pentru faptul că există acest instrument care e similar cu cererea de plată. Evident. Eu am pus rău în față așa, totalmente. Evident că marea majoritate o să aștepte banii și apoi să-i cheltuie, dar... Da. Mersi mult. Plăcere. Mulțumim. Mai avem doar un minut din această întâlnire. Aș dori să mai luăm o ultimă întrebare. Foarte simplă. Membrii fondatori ai unui ONG pot fi considerați voluntari? Da. Ok. Și atenție că unii angajați au și contracte de voluntariat, adică să nu fie numărați de 2 ori. Automatizarea unor fluxuri intră la punctul 9, cred că se referă la criteriile DESI. Dacă da, doar partea de dezvoltare sau și costurile ulterioare de funcționare a fluxurilor? Nu-mi dau seama la ce se referă, presupun că la fluxuri de lucru, nu știu. La punctul 9 de la DESI, tehnologia de AI. Este cheltuială eligibilă implementarea de RPA, Robotic Process Automation, dacă astea se fac folosind tehnologia de AI, da, aici pot intra la criteriul 9. A revenit doamna și aduce o clarificare, automatizarea semnării unor acorduri de parteneriat, de exemplu. Automatizarea? Da. Da. Nu se procese RPA, dar nu cred că se face cu AI. Cred că e vorba despre semnătură digitală, poate îndrăznesc să mă aventurez. A, nu. A confirmat doamna, RPA. Asta este, da, uite, eligibilă. Dar, Mulțumesc, Iulian, că nu. ai afișat datele de contact, că au fost solicitate. Da, e ultimul slide. Da, vă rog să le notați dacă pot să vă ajut, puteți suna sau scrie, pentru că la telefon cred că mai greu, dar îmi scrieți. Mail-ul folosesc mai des. Un ONG. Considerați că un ONG înființat înainte de 31 decembrie 2022, dar fără activitate până în prezent, poate avea șanse de finanțare? Da, eu zic că poate avea. Adică e important să aibă bilanțurile depuse la timp, dar e o chestie care nu apare în ghid și o să vedem cum o consider sau n-am văzut eu. Acolo la punctaje egale, când se face departajarea pe împărțire, despre care am discutat mai devreme, împărțirea la veniturile totale, un ONG fără activitate nu are
venituri. Dar nu știu cum se face împărțirea. Bun. Cum Hai decurge despre... procesul de consultanță și de scriere de proiect? De regulă, și majoritatea consultanților au aceste fiuri, un fi de pentru depunerea proiectului, practic, conceperea proiectului, completarea formularilor, depunerea proiectului și asistarea în perioada de cerere de clarificări până la contractare. Asta este inclus într-un fi. Și apoi este costul pentru implementarea proiectului. În orice caz, că am întrebat cineva mai sus dacă noi nu mai putem lua proiecte deloc, oricum scrieți-mi, dacă vă interesează, eu pot să întreb la noi în ACRAF, în Asociația Consultanților pe Fonduri Europene din România, să văd dacă mai e cineva care ar mai putea, dar ce e important, de exemplu, oricine, orice consultant o să vă ceară informațiile pe care le aveți în framework-ul ăla pe care lucrăm noi și pe care am lăsat pentru care am lăsat un link în chat. Da. Mulțumim, Iulian. Deci, întrebare pe Vom care reveni. la toate, dar e important să citiți ghidul cu atenție. Unele chestii sunt subiective în evaluare și aici, din păcate, pe genul ăsta de finanțări. Dar eu vă urez succes și sper să mergeți mai departe dacă doriți să depuneți, pentru că sunt șanse. Într-adevăr, o să fie o concurență mare. Cum spunea și domnul Adrian mai devreme, poate că punctajele o să fie încolo, spre 100, dar nu neapărat. Adică aș zice că nu o să fie toate la 100, cum au fost ultimele apeluri pe programul de educație și ocupare. Mulțumim. Aș vrea să fac și precizări logistice post-eveniment. Vom reveni cu un email de follow-up în care veți primi atât linkul de Google Drive cu framework-ul pe care l-a lăsat Iulian în chat, cât și înregistrarea, cât și datele de contact și prezentarea lui Iulian. Vă mulțumim tuturor pentru contribuții și pentru prezență. Îți mulțumim și ție, Iulian, pentru că ai împărtășit cu noi informații, credem noi, utile tuturor celor care au fost prezente astăzi și nu numai. Acestea fiind spuse, vă urăm și noi mult succes în depunerea proiectelor și apoi în obținerea finanțării și, nu în ultimul rând, în implementarea implementările tehnice post-proiect. Mulțumesc și eu foarte mult pentru acest parteneriat. Sper că am lămurit câteva dintre nedumeririle celor care doresc să depună. În orice caz, ce am prezentat astăzi sunt și niște principii care se aplică și la alte finanțări. Și vă încurajez și vă țin pumnii. Mulțumesc! Mulțumim încă o dată. Gânduri bune tuturor. Mulțumim mult.